teologic romano-catolic Sfântul Francisc din Roman și-a sărbătorit joi 4 octombrie hramul. La eveniment au fost prezenți sute de credincioși care au umplut până la refuz curtea lăcașului de cult. Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu episcopul Petru Gherghel. Cernice Părinte Provincial, iubiți confrați într-o Sfânta Preoție, dragi candidați la treapta diaconatului, stimați oaspeți, în numele fraternității noastre vă spun, bine ați venit în conventul nostru de la Roma. Astăzi, întregul ordin este în mare sărbătoare, căci celebrează solemnitatea Sfântului Francisc de Assisi, care este și patronul acestui așezământ, de spiritualitate și de cultură. În acest cadru atât de solemn, vă invit să ne bucurăm în Domnul, care ne dă posibilitatea de a fi împreună și de a celebra această Sfântă Liturghie în cinstea Sfântului Francisc de Assisi. Tot în această zi specială, în anul credinței, care va începe peste câteva zile, vă îndemn să ne însușim sentimentele lui Hristos și să imităm virtuțile și stilul de viață a sărăcuțului din Assisi. În regula pe care a dăruit-o fraților, Sfântul Francisc îi îndeamnă ca totdeauna frații să fie ascultători, să fie supuși la picioarele Sfintei Maicii Biserici, să fie tari în credința catolică, să păstreze sărăcia, umilința și Sfânta Evanghelie a Domnului nostru Iisus Hristos. Sfântul Francisc este celebrat de comunitatea catolică în fiecare an pe data de 4 octombrie, fiind foarte cunoscut în rândul creștinilor ca întemeietorul Ordinului Franciscan, care a impus pentru Ordinul său regula sărăciei.